După ce, în mod tradițional, lucrările a 50 de pictori acuareliști români au fost expuse pe simezele sălii de expoziție de la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București, expoziția ajunge și la Reșița datorită arhitectului și pictorului reșițean Ovidiu Iovanel, președintele Asociației Pictorilor Acuareliști din România. Vernisajul expoziției are loc pe data de 6 august de la orele 18, iar Muzeul Banatului Montan din Reșița invită publicul la vernisajul acestei expoziții grupată sub genericul Românian Acuarelă 3, locul de desfășurare sala Ion Ștendel a Muzeului Reșițean. Asociația Pictorilor Acuareliști din România este parte din Societatea Internațională de Acuarelă. Prin afiliere operează sub numele de IVS România atunci când organizează expoziții naționale sau internaționale, ce implică suportul Societății Internaționale de Acuarelă. Asociația Pictorilor Acuareliști organizează și expoziții locale sau alte evenimente destinate doar acuareliștilor români înscriși în asociație. În luna decembrie anului 2018, membrii grupului IVS România s-au organizat sub forma unei asociații cu statut juridic legalizat ce poartă numele Asociația Pictorilor Acuareliști din România. În prezent, din asociație fac parte peste 100 de pictori acuareliști români cu domiciliu în țară sau străinătate, avându-l ca membru fondator pe arhitectul Ovidiu Iovanel. Expoziția de la Muzeul Banatului Montan din Reșița va putea fi vizitată de luni până sâmbătă între orele 9 și 16:30 până la sfârșitul lunii august.